O româncă a terorizat Madridul și Spania timp de mai mulți ani după ce a moștenit de la iubitul ei un cunoscut interlop, un adevărat imperiu al terorii. Tenace, ambițioasă și extrem de inteligentă, dar nu în ultimul rând o frumusețe răpitoare. Ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale și să-și ducă imperiul pe culmi neatinse. Sunt ca trifoii cu patru foi, rare, dar există. Din când în când se întâmplă ca ele să sară în prima pagină pentru raidurile lor. Ele sunt șefii. E vorba de femei infractoare, uneori chiar criminale, care conduc cu mână de fier bande temute. Ele comandă fără ezitare, iar interlopii duri și bătăuși căliți în războaiele dintre bande, le ascultă și le urmează orbește orice ordin. Uneori, puterea lor are legătură cu frumusețea și cu mintea lor sclipitoare, relatează adevărul. Este și cazul Alinei Stoica, românca poreclită spaima Madridului, care a controlat ani la rând o vastă rețea de prostituție în Spania, iar la ordinele sale se aflau sute de interlopi. A moștenit acest adevărat imperiu al terorii de la iubitul ei, Dorel Hanea, un interlop temut care a fost ucis în Mexic în 2015. Alina Stoica a preluat imperiul și l-a dezvoltat pas cu pas. Nu l-a uitat însă niciodată pe bărbatul iubit și și-a tatuat pe tot spatele imaginea acestuia. În scurt timp, ea a devenit respectată în întreg Madridul, iar renumele ei a depășit treptat granițele capitalei. Respectată și temută, a fost numită Regina Madridului. S-a spus că și ea controla, printre altele, o vastă rețea de proxenetism, ale cărei victime ar fi fost inclusiv zeci de românce obligate să se prostitueze. Presa spaniolă a scris că femeile erau nevoite să îi se supună, iar Alina Stoica le amenința frecvent că le va tortura până la moarte dacă nu-i plătesc taxa de protecție. Eu sunt legea pe străzile astea, obișnuia să le spună românca, potrivit Telemadrid. A fost însă prinsă și arestată după ce a fost denunțată de două românce în 2021. Femeile le-au declarat anchetatorilor faptul că Regina Madridului le solicita o taxă de 100 de euro săptămânal pentru a le permite să stea pe străzile aflate sub controlul ei. Relatează mesajul.ro.